Până pe 8 mai, o delegație a Gărzii Naționale din Ucraina, formată din 20 de ofițeri și subofițeri, participă la sediul școlii militare de subofițeri de jandarmi pentru Rareș-Fălticeni, la exercițiul comun antrenarea cadrelor din Garda Națională din Ucraina în domeniul asigurării și restabilirii ordinii publice, împreună cu efective de jandarmi din cadrul școlii și a grupării de jandarmi mobile Bacău. Întâlnirea de lucru a debutat cu prezentarea misiunilor și atribuțiilor specifice Jandarmeriei Române și a instituției fălticenene de învățământ, iar activitățile specifice reprezintă atât acțiuni de concepție și elaborare a documentelor, cât și activități practice în teren de conducere, coordonare și execuție. Activitățile delegației se vor desfășura la baza de antrenament de la sediul școlii militare din Fălticeni și pe stadionul Nada Florilor din municipiul Fălticeni. Vizita delegației ucrainene se înscrie în cadrul proiectului Întărirea capacității instituționale a Gărzii Naționale din Ucraina cu finanțare din fondurile Ministerului Afacerilor Externe.